Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii. A treia emisiune. Nu, dar eram concentrat. Încercam așa să trag cu urechea la ce ai apucat să discuți în pauza de publicitate. Și cu toate astea aveam și tendința aia, că nu-i frumos să asculți când vorbește cineva la telefon, nu? Adică ce vorbește respectiva persoană? Păi să spunem ce a zis domnul ministru. Deci în pauza de publicitate, așa cum am discutat, am Dana. Dana a luat legătura cu ministrul educației, domnul Valentin Popa, fostul rector al Universității din Suceava, cu alte cuvinte, sucevean de al nostru. Am încercat să realizăm această legătură în direct, dar având în vedere programul pe care îl are momentul de tocmai față... Tocmai avea o întâlnire programată la 8.30. Am înțeles. Dar ai reușit să culegi informații? Să aflăm ce ne interesează. Da. Că pentru olimpiadele naționale sunt rezervate 10 zile, că în aceste 10 zile trebuie planificate toate, că 90% ar fi rezolvată problema și, într-adevăr, copiii ar trebui să meargă dintr-o parte în alta, dar se pierd câteva zile pentru că e noaptea de înviere pentru creștinii catolici, noaptea de înviere și Paștele pentru creștinii ortodoxi. Deci, în aceste zile aceste zile nu se puteau valorifica pentru Olimpiada, au rămas mult mai puține zile în care au trebuit planificate probele. Spunea domnul ministru că sunt foarte, foarte mulți copii calificați, numai la matematică sunt 1000 de copii pentru care trebuie rezolvată și problema cazării și masă și tot ceea ce este necesar la concursurile de o asemenea învergură. Și pentru mai multe informații a spus că există un comunicat postat pe site-ul Ministerului Educației unde toți cei interesați se pot informa și că nu există, având în vedere sărbătorile, marile sărbători creștine care sunt în această perioadă, nu există posibilitatea de a aranja altfel aceste concursuri naționale. Deci, cu alte cuvinte, situația va fi în continuare aceeași. Spune că în anii trecuți au fost exact la fel, dar în marea majoritate a situațiilor, copiii care au dorit să ajungă la concurs au reușit. Probabil mai puțin unde sunt... unde s-au calificat la discipline unde Olimpiada este în aceeași zi. Simulare de incendiu la o aeronavă pe pista aeroportului Ștefan cel Mare. Astăzi la ora 12. Da, exercițiu de mare anvergură cu foarte multe forțe implicate, cu un avion militar Spartan. Să ne ferească bunul Dumnezeu, să nu avem niciodată nevoie de așa ceva. Să sperăm că nu va fi cazul, cel puțin în timpul vieții noastre. Așa. Oricum, intervenția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Comitetului Local pentru Situații de Urgență, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava și celelalte instituții cu funcții de sprijin pentru salvarea persoanelor și limitarea efectelor negative produse de un incendiu la o aeronavă pe pista aeroportului Suceava, practic, punerea în aplicare a planului roșu de intervenție. Nu, un incident. Cu un incident la bordul unui avion militar care transportă civili. Asta este scenariu. Deci avionul vine din aer, cu civil la bord, se întâmplă ceva la bordul avionului, trebuie să aterizeze de urgență, trebuie evacuate rapid persoanele care sunt la bord, cred că 30 sau 50 de persoane urmează să fie la bord și era în discuție la un moment dat o completare a acestui scenariu cu un incident care are loc și pe pistă. Urma ca domnul general Burlui să discute cu cei de la aerodrom să vadă dacă se poate
aranja și o eventuală ciocnire de aeronave la sol după aterizare. Nu știu dacă asta s-a mai concretizat. Vom vedea la ora 12 care va fi scenariul pus în aplicare. O mare desfășurare de forțe, de echipamente. Ama, știi cum, exact ca la Spitalul Județean, unde în tehnică s-a investit foarte mult, meritul managerului de acolo și al instituțiilor, mă gândesc aici la Consiliul Județean, la toți cei care, chiar și Primăria Suceava, care sunt implicați și pot sprijini achiziția de echipamente pentru spital, la fel și la ISU. Cel puțin în ultimii ani de zile am văzut că poate e un termen un pic forțat, dar au fost răsfățați cu echipamente. Mai trebuie, mai au nevoie. Mai trebuie, deci n-au fost răsfățați, li s-au dat ceea ce au nevoie, am înțeles. Asta cu răsfățatul e cam mult, dar am mai văzut câteodată și probabil de aici am avut și chestia asta de răsfățat cu echipamente, pentru că i-am văzut pe oameni de bucuroși, specialiști din copii. Spital, specialiști de la ISU, bucuroși ca niște copii în momentul în care, domne, a venit autospecial asta, păi uite, poate să facă și aia, și aia. Adică i-am văzut bucuroși, sau la spital, domne, avem cel mai tare, nu știu ce, avem aparatura care ne trebuie. Da, la spital și managerul spune că neurochirurgia și ortopedia sunt copiii răsfățați ai spitalului. Că... A, deci, până la urmă, nu e un termen scos așa, exclusiv din vocabularul meu. Chiar e folosit. Eu aș vrea să mai remarc un articol pe care l-am citit dimineața, așa când am ajuns rapid. Reportajul pe care l-au făcut englezii în Bucovina, astă toamnă, cred, nu? Publicat acum. În Football Weekends. Da, fotbalul din Bucovina. E chiar un reportaj plăcut. Făcut de englez, preluat de colegii noștri de la Obiectiv Integral și publicat astăzi, în ediția de astăzi. Deci fotbalul din Bucovina a reușit să ajungă să fie cunoscut în Marea Britanie și nu numai, pe care de consecință a ieșit din anonimat grație jurnalistului Peter Miles. La revedere. Care a publicat în ediția din luna martie a revistei Football Weekend un reportaj pe 6 pagini despre fotbalul din județul Suceava. Peter a luat contact cu Sportul Rege de la noi toamna trecută cu prilejul primului episod Football in Heaven, un proiect inițiat de jurnalistul sucevean Emanuel Roșu, în parteneriat cu AJF Suceava și Consiliul Județean. În aproape 4 zile petrecute în Bucovina, cei 12 oaspeți, 11 britanici și un norvegian, au asistat la 5 meciuri de fotbal, s-au plimbat cu mocănița la Moldovița, au gustat din sarmale și din tochitura de mistreț. Îndemnul pentru cei care intenționează să ia parte la episodul 2, două puncte, faceți-vă o favoare și mergeți în Bucovina. Nu veți regreta. Merită citit. Dar nu că merită citit. Merită încurajat genul acesta de acțiune. Pentru că, eu spun sincer, pe jurnalistul suceven Emanuel Roșu nu-l cunosc. Nici eu. Sunt în această breaslă de ceva vreme. Iar constat că, din punctul ăsta de vedere, Emanuel a reușit să facă mai mult decât am făcut eu în nu știu câți ani. Adică simplu fapt că i-a adus pe oamenii ăștia, a venit cu această inițiativă de... Și cred că identific și momentul în care au fost jurnaliștii. Atunci când a fost echipa de jurnaliști de la publicațiile și de la publicații de limbă română din străinătate, o delegație mare de jurnaliști, cred că vă 40 au fost atunci, probabil că erau și cei de la magazinul sportiv, magazinul de fotbal. Așa. Și au fost direcționați în... Bun. Trebuie să spun că
Repet, genul acesta de... Pentru că e principiul bulgărelui. Au venit oamenii ăștia, bine, au și posibilitatea de a... Și au făcut acest lucru, au publicat în Football Weekends. O publicație, nu știu cât de mare, cât de citită. O căutăm și aflăm. Da, oricum e altceva, da? Dar e principiul bulgărului de zăpadă. Dacă oamenii ăștia care au venit aici, din vari, pe cum ar fi ajuns? Și au fost încântați și ei se transformă în mesageri pentru noi. Eu cred că lucrul ăsta este maxim. Face, atenție cum îndemnul lor de la final. Faceți-vă o favoare și mergeți în Bucovina. Nu veți regreta. Și sunt imagini spectaculoase cu tot ceea ce s-a întâmplat. Spun aici, vă citesc câteva rânduri. Toată lumea s-a întors la microbus să se încălzească și apoi am coborât munții spre Pojorâta. Echipa gazdă, Bucovina Pojorâta, a suferit un faliment în urmă câteva sezoane. În prezent este înscrisă în Liga a IV-a. Stadionul seamănă cu cel de la Rijeka, Imotski, Trisenberg. Băncile de rezerve sunt situate sub o căbănuță de lemn, din care am văzut meciul. Ne-am uitat la un meci desprins parcă din seria de filme Stăpânul Inelelor. Gazdele au pregătit un program de meci întins pe 4 pagini. Bucovina Pojorâta nu s-a întrebuințat prea mult și a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Șomuzul Preutești, iar reprezentanții clubului din Pojorâta au insistat să servim o felie de tort la finele meciului. Asta cu traducerea, cu servitul, nu cred că au servit englezii pe cineva, ci au fost serviți, da. E o gafă pe care... Da, în fine. Am văzut plus imagini spectaculoase. Doamna de la casa de bilete de pe Areni, de la Areni. Adică sunt toboșarul de la Vatra Moldoviței. Pentru asemenea sportiv sunt, pentru asemenea călători, sunt lucruri spectaculoase. Îți dai seama ce fain ar fi să vină cu avionul de Londra englez să asiste la meciurile de fotbal de pe Areni și eventual de la Pojorâta sau de la Vatra Moldoviței? Dacă Areni ar fi o arenă corespunzătoare. Vezi, citește-și ce scrie despre Areni. Nu mai am curaj, nu mai am nici timp. Dacă... Da? Hai să citesc. Uite, m-ai făcut foarte curios. Unde zice despre Areni? Cred că primul meci a fost pe Areni. Pam, 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 Uizer, Dragomirna, ne-am întors la Suceava. Vezi, spune și cu ce a ajuns, deci îți dă toate reperele și cât costă cazarea, cât costă masa, cât costă un bilet la meci. Ceea ce pentru ei înseamnă foarte ieftin, da? Ok. După un mic dejun acceptabil, am plecat la stadionul Areni. Teren pe care își desfășoară meciurile de acasă, echipa Foresta. Acolo a avut loc partida cu UTA Arad. Aha, da. Care a călătorit 9 ore și peste 350 de mile, tocmai din vestul României, pentru a ajunge la Suceava. Biletele au costat 10 lei, 1,9 lire. Puteau fi cumpărate la chioșcul din fața stadionului. Stadionul pare a fi din anii 60. Nu pare, e. Construit din bucăți de beton. Iar recent a fost montat o tabelă electronică și câteva scaune din plastic pentru a da impresia de modernitate. Chiar au fost văruite și tribunele în culorile clubului galben-verde. Îmi pare rău, e alb-albastru. Adică așa e vopsit. Iar în final, stadionul arătând acceptabil. Foresta s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme financiare și avea nevoie disperată de victorie. Gazdele au trecut la conducere în fața 700 de spectatori înainte ca UTA să înscrie rapid 2 goluri. Chiar înainte de pauză, al doilea cu o lovitură monumentală de cap din centrul careului. Foresta s-a chinuit în partea a doua și a reușit să egaleze, lăsând impresia că punctele se vor împărți. Însă UTA a marcat din nou la ultima fază a meciului. Da, cum ai zis, deci pare că e din anii 60. Bă, chiar e. Și știi ce m-a mai plăcut? Mai zice undeva că stadionul era ud. Gazonul. Gazonul era ud, dar jucătorii au jucat. N-au făcut, n-au procedat ca englezii. Nu mai știu, oare la Vatra Dornei? În fine, e de... urmărit, de citit acest articol, de
băgat la cap, pentru că până la urmă nu e important cum ne credem noi sau cum ne vedem noi, ci cum ne văd alții. Aia e ideea. Iar dacă din punctul ăsta, spre exemplu, restaurantul unde au mâncat ei micul dejun ar trebui să-și o ia pe seamă dintr-o anumită perspectivă, nu? Sau hotelul unde au stat. La Continental spun că au stat, dar uite că după la Vatra mic dejun, Dornei... acceptabil, adică vedeți și acceptabilul ăsta e. La Vatra Dornei spun că a fost foarte bun. Și la Pojorâta și... Uite, la Vatra... Dau cuvinte de la Udă de Mocăniță. Da, zici că a fost un peisaj de poveste. Da. Deci, în bună măsură, pot fi folosite aceste informații în favoarea noastră. Pentru că e de bine. Bineînțeles că nu mă aștept eu ca după un articol de așa manieră... Uite aici, zice la Moldovița, că ploua, nu știu ce, terenul era vizibil ud și până și vestiarele erau inundate. Bineînțeles, aici nu este Anglia și meciul s-a jucat fără nicio problemă. De unde tragem câteva concluzii și putem, repet, să folosim în favoarea noastră tot ceea ce... Nu mă aștept ca după articolul acesta din Football Weekend să vină... Să ne vorbească englezii. Să ne ocupe. Nu, dar e frumos, e scris cu duioșii, așa. Mai mult decât atât, Islanda, da? Islanda. Când a intrat în colaps, a intrat în... Tocmai curiozitatea vis-a-vis de ce se întâmplă acolo a atras extraordinar de mulți turiști. Turismul i-a scos din năcaz și acum sunt una dintre națiunile cele mai prospere din Europa. Și Ungaria, unde nu prea au cu ce se lăuda în ceea ce privește peisajele. Și... Da, exact. Se poate ajunge ușor de oriunde. Și atunci merge și treaba. Și amărâtul ăla de lac Balaton, care nu-i nici un sferturilor din Marea Neagră, Delta Dunării și ce mai avem noi pe aici, munți și toate alea. Da, exploatat mai bine. N-au munți, n-au mare, n-au delta, n-au nimic, au un lac și atât. În schimb, turismul e... Au Dunărea prin centrul capitale, Budapesta, adică... Da, și... Da, atâta. Bă, după ce ai subt sângele poporului, Dunărea e mai frumoasă la noi. Atâția ani de zile ai luat totul din Transilvania, din Ardeal și ai dus acolo. La ei Dunărea e un pârâiaș acolo, un fel de apa Sucevei, cum trece la noi apa Sucevei prin mijlocul orașului, prin... Separă Suceava de Burdujeni și de... E mare, ai... Nu, Dunărea acolo e navigabilă. Da, cât... Cum ar fi și apa Sucevei? Mare șmecherie, na? No, nu-i... Comparativ cu ce mai avem noi. 50 de apele Sucevei. Lasă-mă, nu e adevărat. O valorifică mult mai bine. Da, o valorifică. Mult mai... din punctul ăsta de vedere... La noi stau rațele și oile pe Suceava. La ei vine lumea să facă promenadă pe malul râului și pe râu. Da. Da. Oricum, spuneam, chit că n-or să năvălească, e un prim pas și chiar în bună măsură ar trebui exploatat la modul corect. Și încă o dată, vedeți ce spun eu, că sportul că reușește să aducă un plus pentru societate. Apropo de transport, legături, infrastructură și așa mai departe, gara Ițcani, care era una din... Nu, între Burdujeni și Ițcani, să știți că gara Ițcani era gara mea preferată la un moment dat. Frumoasă și Burdujeni și Ițcani. Mie, când eram mai mititel, îmi plăcea parcă un pic mai mult Ițcani. Nu știu de ce. Habar n-am. Gara Burdujeni este cea construită de români. Era partea din România. Iar gara Ițcani era partea din Imperiul Austro-Ungar, era din Ducatul Bucovinei. Gara din Ițcani, mai mică. Între cele două exista și vama. Da. Mai există și acum, da? Pe acolo. Da? Gara Burdujeni a fost renovată acum vreo 15 ani? 20? Cred că prin 2000 era Mitrea, ministrul transporturilor, până în 2004. Am înțeles. Oricum, un edificiu
extraordinar de frumos. Gara Burdujeni este un monument și e o construcție aparte. Păcat că noi parcă nu știm să întreținem și gările la noi întotdeauna se acoperă în foarte scurt timp de cenușiu, de mizerie de și așa mai departe. De jeg. Că bine îi spui. În sfârșit, după mulți ani, a intrat și gara Ițcani în renovare, în reabilitare. Dar, totodată, a intrat și în sarabanda subcontractărilor între firme de casă ale CFR. Ceea ce, ca de obicei, va genera probleme, întârzieri și așa mai departe. Și sunt câteva imagini în articolul lui Florin Paiu din Monitorul de Suceava de astăzi. Câteva imagini care mă strâng în spate. Așa, nu creează un sentiment de confort la această ora dimineții. Tipic pentru noi. Ce când, știm? Ca să faci curat, să renovezi, prima oară trebuie să faci mizerie, da? De acord. Dar parcă, nu știu, parcă mă sperie așa un pic ce văd aici, cum arată. Și că în 2018 n-am scăpat de meteahna asta, de cumătrie, nu? Din păcate. Gara din Ițcani a fost inaugurată în anul 1871, în perioada stăpânirii austro-ungare. Ultimele reparații capitale au fost efectuate în anii 1974-1975. Clădirea gării este închisă în totalitate, dar stația CFR funcționează, ceea ce, vă dați seama, amplifică imaginea pentru unii oameni. Fotografia asta de a patra fotografie de sus, ce jeg acolo. Proiecte incitante și o participare record la porți deschise Assist Software 2018. Schiorii sunt invitați la Vatra Dornei la o paradă a costumelor populare pe pârtia Veverița. Dar și 7 tineri prinși la furată magazine din Suceava în doar 2 zile. Sunt alte titluri din Monitorul de Suceava. Bineînțeles că veți găsi multe, multe altele care sunt foarte importante. De asemenea, din Obiectiv, îmbrăcat la țol festiv, urmăritul internațional Dumitru Morhan se trage în poză cu autoritățile din România la Storojneț. Aproape 2000 de liceeni au lipsit ieri de la a doua probă a simulării examenului de bacalaureat și declarație simbol de unirea Sucevei cu Republica Moldova. Pe 29 martie, în ședința Consiliului Local, va fi supusă aprobării declarația de unire simbolică cu Republica Moldova la exact 100 de ani de când sfatul țării de la Chișinău a aprobat unirea cu România. Sunt alte titluri importante, doar câteva din presa locală de astăzi. Noi, ca de obicei, o să vă invităm să puneți mâna pe ziare pentru că, și să le citiți, pentru că aveți informațiile culese ale colegii noștri și pregătite, aranjate, editate și citeam undeva, domne, așa poate fi sprijinită presa corectă. Singurul mod de sponsorizare, cel mai bun și cel mai corect, este să cumperi ziarele. Cumpărați și citiți. Mai ales. Dana, mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a matinalului nostru. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.